Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu cea mai scurtă etalare posibil. Posibilă pentru mine, pentru că nu prea pot să fac etalări scurte, dar mă strădui. O etalare pentru luna nouă, știu că a fost pe 19, dar v-am spus deja că eu luna mai între 18 și 21 mă ocup de acest parastas pentru tata. Așadar, înainte de a începe etalarea, foarte rapid vreau să vorbim. Primiți un cadou din partea mea, cel mai superb trandafir care a existat vreodată. Miroase îngrozitor de frumos. Și se pare că eu manifest și un palat. Dar bine, bănuiesc că... Vedeți aici un palat. Nu, aici pe pământ nu mă interesează avea pe pământ. Probabil în ceruri. Acolo să am tot ce își dorește, orice bun creștin, să zicem. Da, creștin. Așadar, aveți de ales între cele trei opțiuni. Numărul 1, noul meu ochi de tigru. Superbul, ia-l vedeți. Superbul ochi de tigru. Numărul 2, verde, ar putea să fie... Băi, tot timpul mă încurc. Ce am, măi? Da, o piatră verde. S-ar putea totul să fie agat verde. Tot am vorbit despre pietre verzi astăzi și ia uite că m-am blocat tocmai la etalare. E un blocaj aici. Probabil cineva se gândește mai degrabă la bani decât la dragoste. Nu știu, vedem. Numărul 3, pasiune? Nu musai. Roșu, poate să fie acțiune, poate să fie energie. Jasper. Red Jasper. Stai, cum îi spuneam? Nu avem dorit. Malachit, dar nu e, eu cred că e agat verde. Așadar, ochiul de tigru, verde și roșu. Hai să vedem. Fuguța, am zis cea mai rapidă. Spune-mi așa pe scurt cu ochiul de tigru, simt nevoia să spun că poate vă revigorați. Energetic începe să simțiți ceva, nu știu, mai multă încredere în voi, în viață, o forță, o forță. Însă, interesant, s-a oprit setul de cărți și e așa dungat la 9 de băte. Probabil că aveți, ați trecut prin multe blocaje și undeva ceva acolo, tigru din voi, a zis nu, nu mă las, vreau să trec peste blocaje. Dacă am consumat energie, îmi revin și dau cu toți de pământ. Interesant, wow! Ce manifestați? Cu ocazia acestei luni, e interesant, 5, luna mai. Luna 9 din luna mai. Speranțele voastre sunt reenergizate de conexiunea cu divinitatea, clar. Manifestați, probabil că de foarte mult timp, unii, nu toată lumea, dar unii care știți că ați lucrat la capitolul spiritualitate și ați așteptat inspirație divină și ați așteptat rezultatele, că rezultatele nu vin imediat. Primiți ce ați așteptat de foarte mult timp, pentru că trei de băte poate să privească de mult timp în zare, nu doar de 3 luni, nu doar de 3 ani, poate chiar și de 30 de ani. Unii dintre voi lucrați și vorbesc de oameni maturi, dar lucrați. Dar zic, e o așteptare care este încununată cu un anume tip de succes, că tot am vorbit de palatul acesta în alte ceruri. Însă, pentru unii dintre voi, probabil că vine un ghid spiritual în viața voastră, poate așteptați un preot cu care puteți să vorbiți, îl manifestați într-o anumită formă. Pentru alții, poate să fie toate câte le spun, sau câte una, sau câte două. Sau pentru alții, așteptați pe cineva de la drum de ceva timp. Și personajul acesta poate să fie zodia Taurului, deși nu mă fixez doar pe asta, nu-mi place să spun că Taurul e mult mai marele preot, că nu e obligatoriu, Taur săgetător, dar aș tinde mai degrabă să cred, să simt, să explic sau să prezint mai bine că vine un personaj în viața voastră care vrea să fie loial pe termen lung. Eu asta văd. Interesant. Cavalerul de cupe, 9 de cupe, 9 și cu 1, 10. Posibil cineva să-și ceară scuze sau vrea să fie romantic, 9 și cu 1, 10.
Da, după o perioadă în care a încercat, a fost rece, glacial, regele de spade, extraordinar. A fugit de această bucurie pe care a simțit-o în preajma voastră, probabil și unul și altul ați simțit. Unii dintre ei, cu soarele și cu șapte de spade, n-au vrut să arate. Speranța, atracția, lumina pe care o simt. Oh, ce frumoase versuri îmi vin acum în minte și am zis că fac etalare scurtă și nu știu cum reușesc. Lumina ce o simt năvălindu-mi în piept. Știu, poezia pare mai ciudată, Lucian Blaga, dar e un vers foarte important care probabil că unul în preajma celuilalt, mai degrabă voi îi energizați pe ei, care au fost foarte reci, foarte glaciali, raționali, în aparență, în aparență. Dar se pare că, de fapt, sunt plini de emoții, sunt copleșiți de emoții și vor să vină să vorbească. Pentru unii să-și ceară scuze, dacă nu-i cazul să vorbească despre ceea ce simt, despre vindecare, despre speranță, despre credință, despre lucruri, aș spune, vibrații înalte cu apa. Apa e foarte sensibilă la vibrații. Veți discuta cu trei, personajul, nu știu când vă veți întâlni, deci cu acest personaj îl manifestați în viața voastră, dar când vă veți întâlni, veți discuta despre lucruri sentimentale, ce va da speranță unuia și celuilalt cât timp ați fost separați, cât timp nu v-ați întâlnit și ce se poate crea, zic crea pentru că e numărul 5 care ține de creație, casa 5 a leului, a creativității, ce se poate crea pe termen lung și manifesta stabilitate. Spre ce mergeți? Eliberare. Personajul acesta posibil. V-a părăsit la un moment dat? V-a refuzat? Încă o carte. Spre ce mergeți? Wow! Marele preot extraordinar! Aș spune că amândoi și energia masculină și energia feminină, voi știți, e o separare. De cât timp durează separarea din motive financiare, din motive, iar personajul a încercat să fie, da. Ori nu s-a simțit pe măsura vibrațiilor voastre și a plecat într-o altă direcție. Și se întoarce acum transformat, aș spune, spiritual. Nu știu cât vă încălzește, dar asta manifestați. Interesant. Acum văd. Sunt două cupe răsturnate. Una cu apă și una cu, aș zice, sânge, dar e vin, de fapt. Vinul care simbolizează sângele lui Hristos. În momentul în care acest personaj v-a părăsit, posibil bărbat, e un bărbat care v-a părăsit. În timp, toate emoțiile și pasiunea pe care ați avut-o cândva față de acest personaj s-a dus. Dar s-a dus tocmai ca să se recicleze, transforme. E un not care ține de transformare. 8. E un suflet pereche, cred că și unul și altul v-ați simțit sufletele în momentul în care v-ați întâlnit. Poate unul a simțit mai mult decât celălalt, însă acest personaj a ținut foarte mult la bani. O energie masculină fixată pe bani, pe bani, pe bani.
În timp ce energia feminină concentrată pe creșterea sa spirituală și-a atras abundență prin credință. Și-a transformat viața prin credință și prin învățătură, aș spune. Ia uite, da, acest personaj v-a lăsat în urmă. V-a lăsat în urmă și a plecat. Or să... câștige bani, ori să se bucure de energie, apropo de energie, într-un context care la acel timp părea stabil, mai stabil decât ceea ce ofereați voi. Însă, eu asta văd. Totuși o concluzie. 5 cu 5, 10. 10 este roata norocului. Este o schimbare de destin. Merge spre o schimbare majoră de destin. Și ce aș mai vrea să spun spre ce sau ce manifestați? Iar eliberarea de această așteptare, dacă așteptați, ar putea să-și ceară scuze acest personaj, dacă așteptați de ceva timp, doamnelor în mod special, acest personaj, vă eliberați această așteptare și dacă înainte nu știați niște lucruri? Acum știți, aveți cartea deschisă. Acum știți. Și schimbarea, aș spune că totul depinde de voi. Schimbarea vine, sau mai bine zis, schimbarea situației, vine în funcție de această cunoaștere pe care unii ați atins-o sau către care mergeți încet, încet. Cu cât vă eliberați această așteptare, cunoașteți mai mult, învățați mai mult, ghidați și pe alții, vă transformați în trainer, coach, ghiz, ce ați mai vrea voi să fiți, dar vi se întărește și credința. Chiar dacă uneori e dureros, deveniți, aș spune, un soi de lumina ce o simnă vălindu-mă în piept. Lumină în lume. Și eu zic că merită. Totuși, Marele Preot de două ori arată și un anume tip de stabilitate tradițională, dincolo de credință și spiritualitate. Este ceva ce ține de familia voastră, poate liberare de o karmă. Interesant, uitați, am pus pe doi de cupe. Eliberarea de o karmă familiară și, nu știu în cât timp, întâlnirea cu sufletul pereche pe care l-așteptați cel adevărat. Cam atât deocamdată. Numărul 3. Ce manifestați? Curățăm cărțile. Cu ocazia acestei luni noi. Numărul 3. Am spus că simțeam un blocaj la acest număr. Un blocaj, nu știu de ce. Interesant, apare în timp ce vorbesc 5 de spade, jocuri mentale, ia uite și îndrăgostiții, marcaj puternic în gemeni, dar încă n-am amestecat cărțile. Aici au fost jocuri mentale în situația despre care vorbesc, poate chiar o a treia persoană și personajul la care v-ați gândit, eventual n-a știut ce să aleagă sau voi n-ați știut ce să alegeți. Nu știu a cui este a treia persoană. A treia persoană, dacă nu-i persoană, poate, sau a treia, să zic, al treilea element, dacă nu-i persoană, poate să fie nevoia de a face bani, poate să fie familia, poate să fie jobul, al treilea element, dar... Hai să vedem ce manifestați cu ocazia acestei luni noi. Și când vorbesc de manifestare, lucrurile se întâmplă, mergeți. Dar acum sau în această perioadă se produce, eu știu, inițierea, ceva, inițiativa, startul, interesant. Cavalerul de cupe și 4 de monede. Spre ce mergeți? Aș spune apă și pământ, un anume tip de echilibru. Vedeți, aici ține moneda pe inimă. Am zis că este un blocaj. Aș spune invers. Eu așa simt.
Sper să nu mergeți spre blocaj. Sper să vă deblocați voi, eventual persoana la care vă gândiți. Pentru că aici cineva a avut inima... Mai, ce durere de cap am luat brusc. Mai, și ego, cred că e coroana. Exact, coroana, vedeți? Coroana a fost afectată de nevoia de a face bani și inima. Cu alte cuvinte, mintea, conexiunea cu Dumnezeu, cu poate chiar și cu voi, pentru că noi comunicăm telepatic, da. Și atunci cum să comunici când te gândești doar la bani, ți se blochează oarecum mintea. Am de făcut bani, de bani, de bani, de bani. Și inima. Deci acest personaj foarte fixat pe bani, posibil, cu marcaje în semne de apă, de pământ, dar nu obligatoriu, aș vrea să cred că se deblochează și că își deblochează mintea și sufletul și începe să iubească, să-și deschidă sufletul, să primească iubire, nu musai de la voi, pentru că iubirea este suficientă. Divinitatea o ne oferă suficiente surse emoționale. În primul rând, acest personaj trebuie să-și umple sufletul și apoi să vină să împărtășească, nu să fure. Înțelegeți că dacă te duci cu această cupă goală și aștepți să-ți umple altcineva cupa, nu prea este sănătos. De-aia spun, sper că mergeți ori spre o discuție în care acest personaj care a fost fixat pe bani își va cere scuze eventual sau va începe să se deschidă, să spună, să înțeleagă. Cavalerul de cupe, din punctul meu de vedere, este și un consilier psihologic. Să fi discutat cu cineva, nu știu dacă musai cu voi, dar cu cineva și să înțeleagă de ce este atât de crispat și de blocat. Niște aspecte care țin de finanțe, de falsă stabilitate și de casa a patra. În familie a văzut aceste lucruri. Așadar, dacă a fost la psiholog, este minunat, va începe să-și deschidă sufletul față de voi și să, ia uite, să vadă lucrurile altfel, să vadă cum și-a blocat și nu doar mintea și sufletul, iar blocaj, vedeți? Cât și viziunea. Poate că au fost visuri, da, și într-un mod neașteptat, aș spune... A blocat, ia uitați, turnul în acest moment simt că ar fi trezirea. A blocat, a încercat să rămână în acel turn, în acea creație financiară, profesională, tradițională, ceva. Că o fi afacere cu cineva, poate a fost o afacere, o pasiune și o afacere, un proiect care a adus bani, sunt multe variante, dar aș spune, repet, a blocat trezirea și a blocat trezirea spirituală, dar se pare totuși cu spânzuratul că a avut acces divinitatea, am zis, are multe surse prin care se poate conecta la noi, poate să dărâme aceste blocaje dacă este nevoie și cred că începe să vadă lucrurile altfel. Eu asta simt. Hai să curăț cărțile. Să vorbim în continuare aici. Ar mai putea să mai spună că tot am vorbit, după această perioadă de blocaj care a existat între voi, să vină să vă declare niște sentimente, niște emoții și cât a ținut la voi, cât ține în continuare, Dar aș stinde mai degrabă să cred că prima variantă e mai bună. Ia uite, 3 de monede. Se merge spre un anume tip de colaborare, 3 de monede, fructuoasă. Dar hai să vedem. Ia uite, faetonul, rac, avem aspecte în... Ia uite, rac. Avem pământ, aer, foc. Acest personaj sau voi, posibil nu știu care din voi, pentru că ce manifestați? O discuție. Hai să-mi refac eu exprimarea. Am zis ce manifestați? O discuție. Cavalerul de cupe înseamnă acțiune și discuție. Ori o discuție sentimentală, romantică, dar care va explica niște aspecte care țin de acele rețineri despre care am încercat mai devreme să vorbesc. Posibile distanță a fost distanță mare între voi cu faetonul.
Zodia racului este marcantă în acest, la acest număr. Ceva legat și de taur. Dar, iar, aș spune că acest personaj începe să se deblocheze. Să se deblocheze sau are parte de un ajutor. Sau poate, eu știu, dacă voi simțiți că sunteți blocați financiar, da, am simțit un alt mesaj, dacă voi sunteți blocați financiar sau un alt fel de blocaj, variază de la om la om, posibil să manifestați un anume tip de ajutor. Nu musai sentimental, poate chiar și practic, că totuși faetonul este practic și apare un 4 de bâte, alt 4. Altă stabilitate, dar pe alte principii. Da? În care nu mai trebuie să ții de toate resursele tale pentru că ești singur și nu știi cum faci față, vine o altă persoană care îți e în preajmă, te alină, te susține, poate chiar și financiar și uite așa se creează un cuplu. Interesant cum s-a schimbat mesajul brusc. Da? Și... Da, interesant. Și aici faetonul este o singură persoană. Vedeți? Și ce mai apare? Dar încă n-am tras cărțile. Două persoane. Ia, vedeți? 8 de spade. Repet, ca să fiu clară, nu o să iasă etalarea foarte scurtă, dar dacă ați avut blocaj financiar sau dacă v-ați blocat mental într-o situație, acasă, aș spune că vine totuși, iau-te, vine cineva și vă ajută. Vine cineva și vă ajută și vă eliberează și și reușiți să creați, aș spune, să creați o colaborare, o asociere, o stabilitate, repet, dar pe alte principii. Hai să vedem totuși spre ce mergeți. Cam ciudat numărul 2, dar asta, ia uite, 3 de, ba nu, sunt 2, mai nu mă păcăli. Vedeți, am mai venit încă o carte. Extraordinar, ce frumos, mai cineva vine în viața voastră. E același personaj, ați văzut mai devreme doi oameni, deci un personaj dezleagă alt personaj. Aici este nu este bărbat, poate să fie oricine. E un personaj victorios, un personaj care atrage atenția, care e în evidență, iese în evidență. Dar vine totuși cu gânduri bune, cu gânduri și cu emoții bune. Uitați, pe 4 de monede a fost clarificat de 6 de bâte. Și dacă voi sunteți aici chinuindu-vă într-o situație acasă sau profesional, întâlnirea cu acest personaj vă va ajuta. Ia uitați, îi pune coroană pe cap, nu zic musai că vă măritați, dar ar putea să fie o asociere, o colaborare. O colaborare. Personajul acesta, cum am văzut la faetonul, acum cu 3 de bâte, se confirmă faptul că vine de la distanță. Poate că l-ați așteptat de mult timp. Și da, iar revine 3 de monede. Vrea să colaboreze cu voi. Poate că face bani, poate că a întârziat, cum am zis mai devreme, din niște motive financiare, în job, eu știu, la distanță care, na, aia. Dar vrea să colaboreze. Astea sunt gândurile. Despre asta veți discuta. Despre sentimente, despre colaborare, despre așteptare, despre victorie. Lucruri care s-au înțeles sau încep să se înțeleagă acum. Se schimbe perspectiva după blocajul acesta. Pentru că, repet, cine a blocat situația pe care voi trebuie să o recunoașteți, a blocat, de fapt, trezirea spirituală. În fine, ia, uite, interesant, iar s-a oprit și ca și la numărul 2, deși am amestecat cărțile, dar aici în alt context. Posibil, acest personaj va vrea să vă facă totuși un cadou, doamnelor, în mod special, și de-a să vă susțină financiar.
posibil cineva va face și o declarație de dragoste pentru unii dintre voi. Unii dintre voi veți auzi o declarație de dragoste din partea acestui personaj, cum că sunteți persoane foarte frumoase, foarte speciale pentru ei din perspectiva lor, ochilor, sufletul lor, așa vă văd. În fine, sper că ați înțeles și urmează să vedeți cum se manifestă. Hai să vedem numărul 3, cei care ați ales acest jasper roșu. Mai mă străduiesc să fiu cât mai iute. Curățăm cărțile. Sunt încă în hainele de lucru. Încă nu m-am schimbat. Nu știu, eu n-am haine speciale pentru tarot. Când e să fac, fac în orice. Orice. Nu știu, nu știu ce vorbesc despre haine. Ok, numărul 2. Am zis că e ceva pasiune sau energie. Ce manifestați? Vitalitate. Upsa, o smute. Ia uite. Discuții despre dragoste, despre alegeri, despre amânări. Un adevăr, o nouă dragoste. O nouă dragoste. Sau cineva a ales. A ales dragostea. Ia, hai, o dată. Ce manifestați? Eu. Încă una. Au fost blocaje, am văzut și 9 de bâte și acum cu 2 se desfade, se confirmă. Au fost niște blocaje. Chiar incapacitatea de a alege a cuiva, a voastră sau, eu știu, a, sunt două cărți. Are cu surpriză, interesant, și la numărul 3 era tot așa 3 de... Așa, dar, hai să vedem. Ce manifestați? Aș spune că... Dacă ați experimentat o situație de triunghi, nu o să ai amoros, poate să fie și profesional, trei persoane, da? Asta înseamnă trio, da? Și această situație în care ați fost voi și voi în cuplu și o persoană singură sau, o persoană, sau voi singur și o persoană în cuplu și n-ați știut, ați blocat, v-ați blocat unul pe celălalt până a trebuit să alegeți, am vorbit de alegeri chiar de la început, se va manifesta adevărul că am văzut asul de spade. Aș spune că vă echilibrați. Începe să vă ascultați. În primul și în primul rând, vedeți, aici este blocată și inima și ochii. N-ai viziune. Nu știi, băi, dar ce să fac în situația asta? Și cu alte cuvinte, situația, tăcerea care a fost între voi și cineva, iar repet cuvântul că probabil că l-ați simțit și voi intens. Blocajele care au fost între voi și o anumită persoană, voi știți despre cine vorbesc, au fost tocmai ca să vă echilibrați și unul și celălalt, să vă vindecați și unul și celălalt și cel care, vedeți, unul are cupa mai plină, celălalt mai goală. Cel care are cupa mai goală, să nu vină cu ea chiar goală, să învețe să primească și de la divinitate și de la îngeri și să se iubească un picuț mai mult pe sine. Pentru că într-o relație, dacă vrei să fii în echilibru, da? Și cupele trebuie să fie în echilibru, nu una goală și alta plină. Aia nu mai e relație echilibrată, este codependentă, este toxică. Și atunci tot ce s-a întâmplat între voi a fost ca să vă vindecați, să vă echilibrați, să creșteți spiritual. Eventual, întâlnirea viitoare sau asta care va fi, că vă veți întâlni și veți discuta, trei înseamnă discuții, colaborare, aș spune că va fi fructuoasă. Trei de bâte, probabil că a fost distanță între voi. Trei de monede arată potențial financiar, potențial de creștere. Eu, aici se lucrează la o catedrală și avem această temperanță, da? Cu alte cuvinte, îngerii vă susțin în a alege persoana care vă crește spiritual. Și nu doar spiritual, și financiar. Alături de acest personaj puteți să crește și spiritual și financiar.
Dar evident, trebuie și ei să aleagă corect. Fete, a fost durere, trădare, un triunghi. A fost triunghi amoros între voi, clar, și secrete și frici. A fost... Hai să vedem spre ce mergeți. Uf, curățăm cărțile. Numărul 3. Încerc să vorbesc mai repede, să vorbesc mai puțin, mai la obiect. Da, vindecarea a fost foarte importantă. Eventual, reechilibrarea financiară. Wow! Nu. Da, reechilibrarea financiară. De ce se merge? Wow! Asul de monede! Extraordinar, un nou început! Am zis, sunt altfel cărțile decât la... Dar seamănă... Seamănă, dar nu e chiar ca la numărul 2. Și aici a fost distanță între voi și persoana despre care vorbesc. Știți, voi trebuie să vă dea seama despre cine vorbesc. Pentru că aici au fost 3 persoane. Și un personaj a fost între două case. Poate să fie, să zic, țara de baștină și... o casă sau un job în altă parte, ori în altă țară, ori într-o altă localitate. În sensul ăsta, nu musai că trăiești în două familii. Dar, ideea este că acest personajul care se trezește, cu alte cuvinte, personajul care a avut nevoie de trezire și de vindecare mai intensă și iată că am și ridicat un pic vocea, aș spune că își găsește busola. Își găsește busola, GPS-ul, ce, cum se mai zice, și lasă în urmă 4 de monede, obsesia pentru bani, pentru stabilitate, și merge, am zis, se reconstruiește situația, merge către o altfel de relație, bazată pe pasiune, pe stabilitate, dar în alt context, nu fixat strict pe bani. Adică, dacă a fost totuși un triunghi, că se pare că între, la voi a fost, da? Unul într-un cuplu, probabil bazat pe chestiuni financiare și celălalt singur, se face o mutare, ca la șah. Și aici aș spune chiar calul, apropo de șah, în formă de L. L să vă spună ceva, poate e numele cuiva, L. L, apropo, scuzați-mi. A, să poți să vedeți și ursulețul. Așa. Da. Personajul care lasă în urmă obsesia pentru bani și pentru stabilitate merge către o colaborare cu voi și voi dacă vreți, acceptați. Dacă v-ați vindecat și vedeți potențialul, aici este, dacă v-ați vindecat cu echilibru și vedeți potențialul, trebuie să primiți, ia să vedem. Încă o carte. Asul de monede, ce frumos. Uite un gând de cel de stat, tot mi-a adus de vreo 2-3 ori Merlin. Merlin îmi face mie cadouri. Interesant. Da, discuții, pasiune. Oh, dar ce pasiune, 8 de bâte am văzut. Dar drumul, călătorii. Da, încă o carte. Sunt multe, mai, te rog. Asul de monede. Un nou proiect, o nouă afacere, o nouă casă, că am văzut 4 de monede și 4 de bâte. Între două case și... Dacă nu e un personaj în viață, de eu totuși simt că e totuși un personaj. Dar în cazul în care n-aveți pe nimeni în preajma voastră, orice blocaj financiar și chiar spiritual, aș spune că, cum să formulez, se care-i cuvântul? Că nu dispare brusc acest blocaj, dar se mai îmblânzește cu acest echilibru. Îngerii vă arată că vă sunt alături, că puteți să creșteți financiar și încet, încet să deschideți o nouă cale
un nou proiect, o casă, afacere, ceva, un job, ceva. Ia uite, merge spre 10 de cupe, spre fericire, dar îmi scap acum cuvântul, că dacă am muncit și n-am mai vorbit, ia că nu mai știu să vorbesc. Haide, sunt multe mai pisi, mai, te rog. Spre ce mergeți? În timp, nu știu în cât timp. Dar a spune că sunteți primii care aveți un as, totuși. Wow, o luați de la zero. Da, a zis. O luați de la zero. Trei a fost. O altă persoană în plus a fost. Între două persoane a mai fost un alt personaj. Unul dintre voi o luați de la zero și începeți ceva nou. Riscați. Asta face parte din trezirea și din vindecarea voastră. Ia, uite! Doi ași, asul de cupe și vinde... Măi, trei ași sunteți nebuni! Doi de cupe! Vai, dar ce frumos! Măi, vă întâlniți cu sufletul pereche. Nu mai aveți de nu mai aveți nevoie de altcineva. Nu mai aveți nevoie de altcineva, de alte cupișoare, când aveți aici personajul care vă oferă și adevăr, regina de spade... Și dragoste. Wow. Și nu doar. Și pasiune, aș spune, cu adevărul era sabia pe care o ținea personajul, femeia. Dar aveți și pasiune, și stabilitate, și dragoste, și repet, și adevăr. Aveți parte. Sunt două regine aici. Și sentimentală și rațională. Adică, măi, cei doi lobi ai creierului sunt amândoi, apropo de temperanță, sunt în echilibru. Trebuie să fim și rațional și emoțional ca să fim în echilibru. Și ori manifestați un asemenea personaj în viața voastră, frumos ar fi să deveniți și voi. Să nu mai aveți nevoie de jumătăți de măsură, pentru că, măi, 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 măi! Iar trei de spade, am zis, a fost o altă persoană între cele două suflete pereche. Dar vă vindecați, dragostea asta. Mă, am zis, fui ce frumos. Uite și M, L, W, eventual, pentru unii. Ăsta e M, este de la Maria, Fecioara Maria, dar nu obligatoriu Maria. Da. Cam asta e. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau!